Bun găsit, dragi telespectatori, la emisiunea Vedete în studio. Ne aflăm în sera grădinii botanice din Craiova, sera florilor exotice, aici unde vom sta de vorbă cu un solist de muzică populară pe care îl cunosc încă din liceu, acum este student, cântă foarte frumos, este laureat la festivalul Maria Tănase și se numește Alexandru Lilea, care îi spun bine ai venit sau bine ai revenit în emisiunea noastră. Și îți mulțumesc că ai acceptat invitația după 3 ani de zile și vom afla noi ce a făcut Alexandru Lilea pe parcurs. Îți mulțumesc pentru că ai venit. Cu mare drag, vă spun sărut mâna, bine v-am regăsit, să știți că îmi face o deosebită plăcere să revin, așa cum a zis și dumneavoastră, după 3 ani. Mai ales că mă simt foarte bine în preajma dumneavoastră, în preajma echipei de la Tele-U. Mulțumim frumos! Eu vreau să aflu ce ai făcut tu în această perioadă. 3 ani de zile, pentru că atunci erai în liceu, acum ești student și o să vorbim și despre asta foarte puțin. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în această perioadă. Pot să spun că a fost o perioadă destul de fructuoasă, ca să zic așa. Am terminat seminarul teologic ortodox de aici din Craiova. Ai tabacul? Am tabacul, am scăpat de el, l-am luat. După aceea am dat examen la Facultatea de Teologie. Am continuat deci cu teologia și în prezent sunt student în anul al treilea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova. De ce teologie? De ce ai vrut să continui cu ceea ce ai început, practic, că tu ai făcut un liceu de specialitate, să spunem, telespectatorilor, mai ai terminat o teologie. De ce ai continuat cu teologia? Pentru că totuși o facultate grea, nu e o facultate ușoară. Da, într-adevăr, este o facultate destul de grea, pentru că unii oameni zic că, păi, dar ce se învață acolo decât Doamne miluiește și cam atât. Ei, nu, lucrurile nu stau chiar așa. Este o facultate destul de grea și se învață foarte multe lucruri acolo. Vă dați seama dacă este, ca să zicem așa, știința despre Dumnezeu. Și apoi ne ocupăm nu numai de teorie, dar și de practică, care este cea mai importantă. Și am continuat cu teologia pentru că deja eram familiarizat așa cu ceea ce învățasem și ceea ce dobândisem în 4 ani de seminar și mai înainte, pentru că eu de mic am fost așa apropiat de biserică și de aceea am continuat și... Dar spune, te-a influențat cumva, nu știu, faptul că atunci când erai copil te duceai la biserică cu mama, cu bunicii, destinul ăsta ți-a influențat destinul către teologie? Da, sigur că da. Eu am simțit așa o atracție încă de copil față de biserică și, într-adevăr, se spune că la teologie, sau să zicem, cei care urmează acest drum către Dumnezeu au așa o chemare. Au o chemare. Un har. Sigur că da. Acesta se dobândește pe parcurs. Dar au această chemare și acest lucru se vede de-a lungul timpului prin ceea ce face respectivul om, eu știu, respectivul chemat, ca să spun așa. Se spune că voi sunteți practic aleșii lui Dumnezeu. Mulți zic că, Doamne, lasă că preoții sunt purtătorii de cuvânt al lui Dumnezeu pe pământ. Sunteți aleșii lui Dumnezeu pentru că nu alegeți voi teologia, practic teologia vă alege pe voi, având în vedere faptul că teologia vă atrage pe voi să fiți preoți. Da, într-adevăr, așa este, pentru că Dumnezeu îi cheamă pe cei care îi consideră ei și îi alege, de fapt, și acest lucru se vede. Dar acest har se dobândește mai târziu, după pregătire atât spirituală,
cât și fizică, atunci când, mă rog, cel care termină, să zicem, aceste studii, dorește să dobândească această sfântă taină a preoției, care este, de fapt, eu am mai spus acest lucru, este un lucru foarte, foarte mare și nu este de joacă cu această sfântă taină a preoției. De aceea, eu am continuat cu teologia, o voi termina, voi continua studiile, vreau să termin, după aceea voi vrea să fac altceva, dar deocamdată nu vreau să mă fac preot. Deci nu. Oricum nu ai posibilitatea să te faci preot decât după ce te căsătorești. Sigur. Așa că trebuie să întâi să te căsătorești și după aceea să te vii preot. Dar știu că tu te duci și la biserică și cânti și la biserică. Cum se pacă muzica bizantină, muzica aceasta bisericească, cum o știe toată lumea, că toată lumea zice muzică bisericească, da? Muzica bisericească cu muzica populară. Da, muzica bisericească sau bizantină sau psaltică, așa cum sunt eu, cum am învățat la școală, într-adevăr, pe undeva se mai există așa locuri în care se îmbină așa pe undeva cu muzica populară. Bineînțeles că sunt influențe și în muzica populară, din muzica bizantină. Eu, fiind în seminar, am făcut și muzică bizantină, dar fiind foarte mult așa și iubind atât de mult muzica populară, eu nu mi-am împropriat acest stil de muzică bizantină. Recunosc acest lucru, eu am mers cu muzica populară, am cântat și eu la școală, mergeam la strană și la seminar și apoi la biserica parohială unde mergeam în fiecare duminică, dar eu mi-am păstrat acest stil de muzică populară. Florino, fată mare, da de cu trei coade pe spinare, da de câte ștrele gălbioare, au măinică aurite de parale, da de s-ar face de aluvale. Dadă și Florina, fată mare, dadă cu batrate cinci ocamăi, au măinică, ei da lumuri cu să bea. Dadă de s-ar face de-a luvale, dadă nana Ion voinicălare, dadă cu stânjenul la spinare, au măineică tot măsoară la tarlale, dadă la tarlale lungi și late, dadă că s-au umplut de păcate, dată cu mândruțele din sate, au măineică nevestele a treia parte. Dadă de s-ar face de-a luvale, dadă și Florina, fată mare, dadă cu vadrate cinci ocamăi, au măineică să-i dea lui murgu să bea. Dadă murgul meu apă nu bea, măi, dadă nici din râu, nici din ceșmea,
dată să-i dea Florina să bea, măi. Au mâinică cu vadra de cincioca, dacă până o să ca Dunărea, măi. Au mâinică și balta de la cârna. Hai să trecem la muzică populară, pentru că, practic, tu de asta ești invitat aici, în calitate de solist de muzică populară. S-au întâmplat foarte, foarte multe lucruri pe parcursul acestor 3 ani. Lucruri frumoase, lucruri care ți-au schimbat, să spunem, destinul și care, trebuie să recunoaștem, că te-a propulsat mai sus. Și ești un băiat cunoscut. Eu te știu pe tine când te-a adus Nea Mihai Mihalache la mine la emisiune și eu ți-am spus, dar trebuie să spui tu ce ți-a zis eu ție atunci, că dacă nu particip undeva, la mine la emisiune nu mai vii. O să vorbim și despre asta, pentru că ești un copil foarte talentat. Chiar mă bucur că Nea Mihai Mihalache ți-a dat șansa aceasta de a te face recunoscut, știi? Și trebuie să spunem că sunt câțiva oameni care au pus amprenta pe imaginea ta. Sigur că da, într-adevăr. Așa este, așa cum ați punctat și dumneavoastră. Nea Mihai Mihalache m-a adus la dumneavoastră la emisiune și nu numai. Dumnealui mi-a întins o mână de ajutor și m-a ajutat, m-a sfătuit, m-a îndrumat să merg, să fac lucrurile așa cum trebuie. Pe lângă Nea Mihai au existat și alți interpreți, specialiști care m-au ajutat și mă ajută în continuare. Așa cum spuneați dumneavoastră, că mi-aduc aminte, îmi spuseți încă de atunci că dacă nu particip la Festivalul Maria Tănase, la dumneavoastră în emisiune să nu mai vin. Și într-adevăr așa am făcut, eu am luat în considerare ceea ce mi-ați spus atunci și mi-a spus-o cu răutate. Știu. Dumneavoastră ați văzut probabil în mine așa un viitor interpret, așa cum ar potențial, ai o voce foarte frumoasă și nu ți-o spun ca să te perii, o voce foarte frumoasă, am spus doar să pui mâna să muncești foarte mult și să fii foarte serios în această meserie, pentru că sunt foarte mulți copii talentați, dar foarte puțin se ridică și dacă nu ești serios într-o astfel de meserie, dacă nu muncești foarte mult, dacă nu studiezi foarte mult, sus nu vei ajunge niciodată. Sigur că da, așa este. Eu am luat așa lucrurile în serios și am mers la festivaluri, am căutat să-mi fac un repertoriu, am cules câteva cântece și nu numai cântece, și folclor în general, pentru că eu sunt foarte pasionat de folclor în general, nu numai de muzica populară. Și vă dați seama că toate acestea au culminat cu premiul al doilea la Festivalul Național de Folclor Maria Tănase, unde am reușit să devin laureat. Și asta e un lucru bun, te felicit pentru asta. Și trebuie să mai spun un lucru, că înainte de festival ți-am spus ceva. Du-te și te pregătește cu anumite persoane și te las pe tine să spui, ca să nu spun eu. Da, într-adevăr, m-ați trimis la o interpretă valoroasă și o textieră desăvârșită. Este vorba de doamna Rozica Petra, care mi-a creat, de fapt, cântece. A mers și dânsa, m-a ajutat foarte mult pe drumul cântecului popular și îi mulțumesc pentru acest lucru. Pe lângă doamna Rozica Petra au mai existat și alții interpreți, cum ar fi Nea Mihai Mihalache, l-am amintit mai devreme, doamna Filuța Bogdan, doamna Gheorghița Nicolae, doamna Vasilica Dinu, specialiști precum doamna Elize Stan de la Televiziunea Română, doamna Roxana Gibescu, doamna Iuliana Tudor. Nu pot să uit pe doamna director al Centrului Județean de Creație, doamna Amelia Etegan, care m-a ajutat foarte mult și îi mulțumesc, mă ajută în continuare, și Centrul de Creație, bineînțeles. Deci au fost mulți oameni care mi-au întins o mână de ajutor, care au contribuit așa la realizarea unor lucruri în cariera mea artistică, care de fapt este la început, dar
mergem înainte și trebuie să realizăm cât mai multe lucruri în continuare. Pregătirea ta pentru festivalul acesta, Maria Tănase, pentru că e un festival foarte greu, trebuie să recunoaștem, unde vin foarte mulți, dar puțini urcă pe scenă. Și mai puțini sunt laureați. Dar important că e că din 500 de candidații la acest mare festival, urcă pe scenă doar câțiva. Important e că să urci pe scenă. La toți le spun, domnule, important e să urcați pe scenă, că din 500 de candidați că sunt acolo, intră pe scenă poate 20 sau 22 de candidați, adică de soliști de muzică populară, indiferent că sunt fete sau băieți, instrumentești sau interpreți vocali. Important e să urci pe scenă, că înseamnă că ai trecut de această... acest prag. Și ții minte că pomenit tu de Rozica Petra, vorbeam cu Rozica și i-am spus, măi, băiatul ăsta e atât de are o voce atât de puternică, atât de bună. Dacă nu e șlefuit și nu e îndrumat ca lumea, degeaba se urcă pe scenă, degeaba se duce la festival. Pentru că degeaba ai voce dacă nu știi să o dozezi atât de bine și să o folosești atât de bine. Și chiar mă întrebai pe cine să ai ca îndrumător. Și te-am spus, cea mai bună e de a fi atent că acolo ori înveți, ori dacă nu, te duci acasă, Rozica Petra. Și mai ales că s-a nimerit, știi? Că tu ești de pe acolo, de pe lângă ea, de la Băilești, Călăraș, exact. Zona voastră, și sunteți exact pe aceeași lungime de undă, să spunem, tu și cu Rozica, pentru că tu cânti exact zona aia autentică. Și asta e un lucru foarte important și chiar mă bucur că Rozica Petra a scos din tine ceva bun, să spunem așa. Da, într-adevăr, eu cânt autentic și mi-a plăcut acest lucru. Vă dați seama că trebuia să concorde cu ceea ce, cu festivalurile la care mergeau, pentru că acolo... Zona ta. Și cu zona, sigur că da. Eu provenind din zona de sud a județului Dolj, mai exact Valea Dunării, a trebuit să cânt în acel stil. Ori acest stil de interpretare este foarte dificil, cu multe melisme, floricele așa în glas, este ceva deosebit, de aceea există puțin interpreți din această zonă și ea nu a fost atât de mult cântată, așa... Autentic. Autentic, sigur că da. Și vă dați seama că eu, căutând și cercetând, m-am îndrăgostit de acest cântec tradițional, acest... cântec neauș, de la țărână, ca să zic așa. Și voi continua, într-adevăr, cu acest stil de interpretare. Coborâi lunca la vale, plecai cu roua-n picioare, și-o nimeri pe o cărare, numai flori de tămâioare. Cărarea era prin grâu, grâu-i mare până la brâu, mergeam cu calul de frâu, până la mândruța la râu. Și-o luai pe-o cărăruie, vântul printre flori ardie, culese-i în pălărie, maci roșii din câmpie. Să-i duc mândrii flori de mac, că prea mi-o iubesc cu drag, ea mă așteaptă primenită la fântâna curăchită. Îl încălecai pe murgul, să tăiem în două crâncul, să nu ne prindă amurgul, să fac cu mândruța târgul, să-i dau flori din pălărie, ia să-mi dea gurița mie,
să găsim un loc în gros mai și să stăm amândoi jos. Ia mândruță floricele, tu să-mi dai buzele tale pe covor de iarbă verde, unde nimeni nu ne vede. Repertoriul tău este de pe Valea Dunării. Un repertoriu frumos pe care ți l-ai creat în timp. Cam câte melodii acum ai ale tale? Pentru că tu când ai venit la mine, ai venit cu niște piese ale lui Mihai Mihalache. Da. Preluate de la Mihai Mihalache. Bune și acela, pentru că au fost... te-au pus în evidență. Sigur, că da, piesele de început, așa este, pentru că Mihai îmi dăduse câteva cântece din repertoriu și le-am înregistrat la Electrecord împreună cu dumnealui. Pot să spun că nu am foarte, foarte multe cântece, în jur de 20 de cântece personale, nu înregistrări, pentru că în radio am înregistrat doar 6 piese muzicale. Pe lângă acestea, eu am mai înregistrat și la alte studiouri și urmează, de fapt, să termin, să duc la bun sfârșit ceea ce am început, și anume albumul muzical, care sper eu să fie finalizat în acest an. Doamne ajută, așa să fie, dar important este să știi să pui accent pe zona ta și nu numai asta, să știi să scoți în valoare folclorul de acolo din zona ta. Exact, și acest lucru este foarte, foarte important, dumneavoastră ați punctat foarte bine, pentru că, într-adevăr, eu provenind din această zonă care pentru mine este cea mai frumoasă, deși sunt foarte multe zone, dar eu am știut și știu să văd frumusețea și tot ceea ce eu merg acolo la rădăcină și aflu cât mai multe lucruri și cât mai fascinante. Vă dați seama că tot ceea ce există în această zonă trebuie cântat și transmis ca oamenii să cunoască cât mai multe lucruri de aici, din zona din care provin. Să faci o fântâniță, lumânarea-i poleită și ciutura păcănită și cheile zugrăvite. Sufletul meu, doi chiliță,
ea ne-l bea pe cât ne-l bea, măi. Punea capul și-a dormea, măi. Punea capul pe răzori și cu brațul plin de flori. Ale din sân îmbumbite și ale din braț înflorite de mărșăneani căstropite și de neica cuibărite. Haideți să vorbim un pic și despre costumul tău popular. Că tu nu pleci de acasă decât în opinci, costum tradițional, batistuța la brâu, bineînțeles, ipingeaua după tine. Sigur că da. Îmi place să port costumul autentic de la mine din zonă, care este foarte, foarte frumos și special, aș putea spune. De această dată m-am asortat așa, într-un costum de vreme mai, pentru vreme mai rece, și anume am luat această ipingea pe care am primit-o de la cineva de la mine, chiar de la mine din sat, și vă dați seama că imediat am adăugat-o la colecția mea de costume. Câte ai strâns până acum? Am mai multe costume, atât de femei cât și de bărbați. Cred că aș putea să spun în jur de 100 de piese, nu numai costume așa complete. Pentru că eu colecționez diferite obiecte, diferite elemente de la costumul popular. Asta e un lucru bun. Când te duci la festival, apropo de festivaluri și concursuri, că tot te văd că ai aici o insignă de la Festivalul Maria Tănase, spune-mă, te duci autentic? Sigur că da. Așa se cere la aceste festivaluri și acesta este un lucru minunat, pentru că astfel se promovează și se păstrează acest port tradițional, care nu se mai întâlnește așa peste tot și nu toți interpreții îl îmbracă, toți și-l însușesc și nu există acest lucru. Dar, așa cum vă spuneam, este foarte important că în aceste festivaluri se promovează adevăratul folclor, atât cântecul popular, cât și portul popular. Fiecare interpret vine îmbrăcat în funcție de zona de care provine. Da, eu m-am oprit cu festivalurile, concursuri, pentru că așa am considerat că a fost momentul, anul trecut m-am oprit din această activitate de a merge în concursuri, pentru că am zis eu că am obținut destule premii și i-am mulțumit lui Dumnezeu și îi las și pe alții să mai ia și ei premii. Uite, eu îți propun să ne uităm un pic peste premiile tale, pentru că tu ai niște premii și data trecută mi-ai adus, dacă ți-aduci aminte, niște diplome, foarte multe diplome, dar acum cred că, vă spun sincer, cred că sunt dublu de față de ce mi-ai adus data trecută. Foarte, foarte multe diplome și trofee pe care tu le-ai luat și haide să le arătăm telespectatorilor. Dacă ți-aduci aminte, data trecută, emisiunea de acum 3 ani a fost difuzată pe data de 13 februarie, și că ți-am spus eu ție, da. Și acum noi filmăm tot pe 13 februarie, la 3 ani după, deci ai de grijă că e ceva cu data asta de 13. Da, într-adevăr, uitându-mă mai bine și căutând, mi-am dat seama că de această coincidență. Dacă în urmă cu 3 ani veneam cu câteva premii obținute care erau și acelea valoroase pentru mine la acea vreme. Acum vin cu alte premii mult mai importante și valoroase.
Eu vreau să le arătăm și să vedem, să vadă telespectatorii practic evoluția ta în acești 3 ani de zile, da? Și te-aș întreba, apropo de data de 13, ești superstițios? Pentru că se zice că data de 13 este o zi cu ghinion. Da, pot să spun că nu sunt o persoană superstițioasă. Vedeți că totuși este cu noroc, ca să zic așa, această cifră, această dată, pentru că ne întâlnim să vorbim despre lucruri frumoase și ne întâlnim cu telespectatorii dragi și este o mare bucurie, atât pentru mine, cât că și pentru dumneavoastră. Haideți să vedem, să le arătăm și telespectatorilor ce premii a mai luat Alexandru Lilea și ce trofee a mai luat în ultima perioadă de timp. Ești de acord? Sigur că da. O să le arătăm așa telespectatorilor câteva din premiile obținute. Nu au fost numai premii mari, dar chiar dacă au fost un premiu, o mențiune sau un premiu special, ele sunt foarte, foarte importante. Așa cum spuneați și dumneavoastră, contează foarte mult participarea la un concurs, dar atunci când iei un premiu este și mai mare bucuria. Avem aici foarte multe premii luate de tine. Și uite, de exemplu, aici premiul 2, secțiunea soliști vocali, festivalul Maria Tănase. Cel mai mare premiu, o să avem, arătăm și trofeul, dar este cel mai mare premiu al tău. Da, într-adevăr, acesta este cel mai mare premiu din palmaresul meu. Mai avem aici Festivalul Național de Doine și Balade Ileana Constantinescu. Uite ce frumos! Drăgănești Old, marele premiu. Da, de acest premiu mă leagă niște amintiri, pot să spun că nu neapărat foarte frumoase, pentru că de 3 ori am concurat aici și prima dată când am cântat nu am obținut nimic, nici la următoarea ediție nu am obținut nimic. La cea de-a treia ediție, pentru că am zis să fiu perseverent și mi-am dorit un premiu la acest mare festival și unic de doine și balade, Dumnezeu mi-a ajutat și am obținut marele premiu. Uite ce frumos! Avem aici premiul întâi la Festivalul Național Corabia de Aur în 2017. Premiul întâi la Festivalul Concurs de Muzică Populară Cântecele Dunării, tot la fel, în 2017. Premiul special al Consiliului Local Ianca, iar la fel aici la Festivalul Cântecele Dunării. Ai la Cântecele Dunării foarte multe. Premiul muzeului. Da, acesta e un premiu foarte important pentru costum. Am primit aici, am primit 2 premii la acea ediție și am mai mers și la următoarea ediție unde am obținut locul întâi. Frumos! Așa, am și mențiune, da. Ia uite, Festivalul Național de Folclor, Munte Brad Frumos, în 2015. Deja ne ducem spre ceilalți ani. Premiul special al juriului la Festivalul Național de Folclor Munte Brad Frumos în 2016. Așa. După care aici avem Festivalul Concurs al Cântecului Popular Tita Bărbulescu. Da, la mențiune. Da, în primul an și în al doilea an am obținut premiul întâi. Și uite aici locul întâi la Lada de Zeste. De fapt, premiile astea, dacă bine stau bine să ne gândim, le-am mai prezentat. Da, într-adevăr. Foarte multe diplome ai, foarte multe, foarte multe diplome ai. Aici ai idee cam câte 10 de diplome sunt? Nu știu ce să vă spun, că nu le-am numărat, dar cred că sunt peste 50. Peste 50? Da, cam așa. Festivaluri peste 50 ai participat, nu? Da, da, sigur că da. Foarte multe. Și spectacole, festivalul, nu numai concursuri. Uite, Maringhiocel, vai, nu se poate. Deci ai luat mențiune. Foarte multe diplome ai și păcat că, uite, diplome de excelență, păcat că nu ai așa, nu le-ai expuse, să spunem, într-o cameră, pe toate rămate. Îți dai seama că ai acoperi o cameră numai cu... Da, eu am o parte din ele pe cele mai importante. Le am, de fapt, acasă, le țin, am așa un loc unde mi-am pus toate trofeele, diplomele care sunt în rame, sunt puse acolo, alte amintiri, fotografii și afișe de la spectacole, amintiri frumoase.
Da, eu o să trec un pic peste ele. Asta e de participare. Diplomă de participare la festivalul Ion Dolănescu. După am premiu la el. Și o aici. Să vedem și premiu. Stai că le vedem pe toate, nu e nicio problemă. Eu vreau să le arăt totuși câteva din diplomele tale telespectatorilor ca să vadă cam ce a muncit Alexandru Lilea în ultimii 3 ani, că totuși ai foarte multe festivaluri și concursuri și bravo ție că te duci și participi la aceste, uite și pe la Brașov, Flori în Țara Bursei. Cel mai departe am fost la festivalul Ion Petreuș de la Baia Mare, unde am obținut locul al doilea și am cântat în Tezaur Folcloric la renumita emisiune. Uite, aici ai apărătorul Graiului Străbun. Uite, și pe la tine, pe la Rast, ai Lucreția Ciobanu, la festivalul Lucreția Ciobanu. Uite, festivalul Viei și Vinului. Superb! Toate sunt foarte, foarte multe festivaluri și concursuri la care tu ai participat. Ia uite, deci stau și mă gândesc, ai mai avut timp și de facultate? Da, mi-am găsit așa timp, am mai găsit uite timp aici, și am ceva. A, da. Aceasta, da, eu chiar am și uitat acum. Este... Să știi că am făcut limba rusă, dar... În Bulgaria am obținut-o. Uite, aici scrie România, Rumenia, pentru că mai țin minte și eu un pic de rusă, înțelegi? Dar foarte, foarte bă, frumos. În da. 2018. 2000. Da, 2018. Marin Ghiocel. Și acum deschidem un trofeu. Marele premiu la Festivalul Național de Doine și Balade Ileana Constantinescu, ediția 42-a, 29 septembrie 2017, Drăgănești Olt. Marele premiu. Deci foarte frumos și știi ce îmi place? Cum arată. Harta da. României. Foarte frumos. Într-adevăr, este un premiu foarte, foarte important pentru mine. Mai ales că este singurul trofeu, ca să zic așa. Și mai ales la un festival inedit de doine și balade. Diploma. Unde am cântat o doină și o baladă. A fost o experiență foarte, foarte frumoasă, mai ales pentru faptul că eu sunt... Mie îmi plac foarte, foarte mult doinele și baladele. Foarte frumos! Bravo ție! Felicitări! Uite, și îmi place și cum e aranjat. Cântecul de dragoste de-a lungul Dunării, Festivalul Internațional de Folclor, 24-26 iulie 2018, asta este nou premiu special. Da, un alt premiu foarte, foarte important la un festival, iată, internațional, unde au participat foarte mulți concurenți și am avut și deosebită plăcere de a fi acompaniat de Orchestra Lăutarii condusă de maestrul Botgros. Am obținut acest premiu al Fundației Etnoculturalia, pe care mi l-a înmânat marele specialist și interpret Alexandru Mica. Alături, bineînțeles, de antologia de 700 și în jur de 700 de cântece autentice și o carte despre marele folclorist Harry Browner. Foarte frumos. Bravo ție. Uite aici. Ion Petreuș. Exact ce spuneai tu mai devreme, că ai fost cel mai departe la Baia Mare, la acest festival și tu ai obținut la acest festival locul al doilea. La fel de important pentru mine este și acest premiu. Acum ne întoarcem și ne ducem către premiul întâi la festivalul concurs al cântecului popular românesc, Tita Bărbulescu. Știi ce îmi place? Că, uite, sunt festivaluri dedicate soliștilor de muzică populară care încă mai sunt în viață.
Da, acesta este un lucru minunat pentru încă că... Încă Tita Bărbulescu trăiește. Sigur și că da. Încă mai cânta, mai văzut-o și... Și este o mare bucurie pentru dumnealor să vadă că munca lor este recunoscută și li se oferă aceste festivaluri. Închinate în cinsta lor. Sigur că da. Și aici, Festivalul Concurs Național Ion Dolănescu, ediția 4-a, Târgoviște, 2017, premiul al treilea. Superb! Un alt premiu important, mai ales că se leagă de numele marelui interpret al cântecului românesc, marele Ion Dolănescu, pe care eu l-am divinizat. Foarte frumos și asta înseamnă că te obligă, da, să fii serios în munca ta. Într-adevăr. Avem aici premiul al doilea la Festivalul Maria Tănase, festival la care tu ai participat, premiul pe care ți s-a fundat pe scenă și, să spunem așa, încurunează toată munca ta pe perioada acestor participări la festivaluri. Da, într-adevăr, nu pot să uit niciodată momentul în care am primit acest premiu, care pentru mine este foarte, foarte mare și a fost înmânat chiar de doamna Gheorghița Nicolae, realizatorul emisiunii Tezaur Folcloric, și pentru mine a însemnat foarte, foarte mult acest lucru. Și asta e un lucru frumos. Da. Și aici mai o insignă pe care ți-au dat-o la același festival Maria Tănase, foarte frumoasă, uite, scoasă chiar de monetăria statului, văd certificat de autenticitate, foarte frumoasă, le păstrezi și asta mă bucură că le păstrezi. Da, este o mare bucurie și într-adevăr am primit-o alături de trofeu și de diplomă. Și ori de câte ori merg în camera acolo unde sunt așezate, mă uit și mi-aduc aminte de emoțiile prin care am trecut și de toate experiențele pe care le-am trăit de-a lungul timpului în acești ani în care am mers în festivaluri, concursuri și așa mai departe. Și aici ai premiul întâi, se vede foarte puțin. Premiul întâi la Festivalul Corabia de Aur în 2017, dacă văd, se vede gravat foarte pe sticlă și abia se vede, dar este un trofeu foarte frumos pe care tu l-ai luat și de care cu siguranță tu ești mândru. Sigur că da. Dacă vedeți, în 2017 am obținut cele mai multe premii și importante și acesta este un premiu foarte important la acest festival Corabia de Aur. Și de aici mă leagă, și de acest festival mă leagă amintiri foarte frumoase pe care le port mereu, le port în suflet și în gând. Prisma casei mele tot privesc cerul cu stele, stelele din carul mare, și le întreb pe fiecare: spuneți-mi, stelenor voi, când lumina speză voi, de-ați văzut dragostea mea, măi, că mi-e tristă inima și e tristă peste fire, robită de iubire, de dor în pieptul meu zace, până mândra nu s-o întoarce. Luminați voi peste crin și de-ați vedea o venin, faceți-i voi întrebarea, de ea trecut supărarea. Ram tiri ra 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 ra. Ram tiri ra 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 ra. Voi
băi, stelelor surori, de vrei să nu mor de dor. Răscoli scrângurile, măi, și întrebați-i zboarele. Ne-au văzut în sus și jos, chipul mândruții frumos. La izvoare să se spele, să adune floricele. Întrebați codriu broș, de-au văzut ochii frumoși, care mă priveau cu dor și suflet mi dau fiori. Spuneți-i să vină iar în pădurea de arțar, desculță pe potecuță, că mi-e doar de-a ei guriță. Ram tiri da 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 da. Ram tiri da 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 da. Cerui de stele împânzit și parcă mi-au auzit strigătul de dragoste, măi, o aștept pe pajiște. Vorbind cu stelele singur, din spate auzi un murmur. Era glasul mândrii mele, voi frumoși ca de stele. Când mândram sări în brață, îmi dă după oftă de viață, să-mi era dor de un sărut, glasul dulce să-i ascult. Să stăm pe covor de frunze și să-mi o sărut pe buze, că gurița ei știu bine e cea mai dulce din lume. Ram tiri da 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 da. Ram tiri da 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 da. Ram tiri da 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 da. Ram tiri da 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 da. Ram tiri da 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 da. Tu ai debutat în televiziune pe la noi, pe aici, pe la Teleu, să spunem. Dar ai înaintat și te-ai dus și către televiziunile naționale. Da, sigur că da. Am mers și mai departe. Am debutat în televiziunea română, un lucru care este foarte, foarte important pentru mine și pentru cariera artistică. În 2017 am debutat la concursul Vedeta Populară și acolo, de acolo au început să mă cunoască cât mai mulți oameni. Am concurat, am câștigat prima etapă a concursului, am mers până în semifinală și pentru mine a fost o experiență minunată. Astfel a avut loc debutul în televiziunea română. Și mai departe am apărut și la emisiunea Tezaur Folcloric. Ce este foarte important pentru tine. Exact, foarte, foarte important. Ai strâns foarte multe melodii, să spunem. În un timp foarte micuț. Dar ai înregistrat doar câteva. Spuneai tu că ai înregistrat doar 6. Te gândești să scoți un album pentru anul acesta, dar te-ai gândit ce titlu vei da? O întrebare foarte frumoasă. Eu m-am gândit să mă reprezinte acest titlu al albumului și o să poarte numele unui cântec și anume Sunt Flăcău din Plai Oltean. Un cântec pe care eu l-am mai înregistrat și mai înainte, dar va fi acum pe acest album. Din vița de Dunărean, măi, mă
născut măicuța bună lângă Dunărea bătrână. Pe cămașă și pe brâu, măi, mi-a cusut maci de prin grâu, măi. Pe la gulere cu șapacă s-a cânt omului cu drag, măi. Când mult ori în suflet strâng, să cânt florile din crâng, să cânt Dunăre și vânt printre sărcii lin curgând, măi. Vânt toate păpădia să mă-ncânt cu ciocârlia, să cânt doina de cu zorii și orile sărbători, măi. Viță veche de jian, măi. Din țara zaibărului mândria olteanului, măi. Un sencin gorile dragi, măi, cu fete și cu dănaci, măi. În ialbe oltenești, de ți-e drag să-i privești, măi. Olteanu de când se naște, pe oriunde se cunoaște, după ie și o pincă, și după cum strigă muică. După zaibăr și clontir, măi, de parcă e un scumir, măi, după port și pălărie, se cunoaște dintr-o mie. Se duc în lume, dar niciun de nu-i mai bine ca la casa părintească, în țărâna strămoșească. Și se-ntorc precum cocorii, nu uită strigătul horii, și ies pe uliță-n drum și-nchină un zaibăr bun. Lăutarii horancii, măi, oltenii de mâini se strâng, măi, și iau hora la picioare, măi, unul de-altul le e dor, măi. Că sunt vița furisită, de unde au plecat nu uită, nici papornița, nici prazul, bogăția le e glasul. Nici eu n-aș putea să uit, măi, ora cu care am crescut, măi, și cântecile de acasă, măi, toate-n suflet mi-au rămas, măi. Aș vrea să spui și ce faci în timpul liber, dacă mai ai timp liber, pentru că am văzut foarte multe festivaluri, foarte multe concursuri, ai filmări, ai spectacole, ai evenimente, mai ai timp de timp liber, având în vedere că ești și student. Da, mai îmi găsesc timp, așa să zic, timp liber. În timpul liber mă mai recreez. Eu mă recreez mergând la țară. Sunt foarte legat de locurile unde m-am născut, unde am crescut, de oamenii de acolo. Îmi sunt foarte dragi, mai ales bătrânii, de la care am foarte multe lucruri de învățat. Eu merg cu mare drag la ei. Eu culeg folclor, deci se leagă tot de timpul liber. Și v-am zis, cu mare drag îmi petrec timpul liber. Este un lucru frumos. Ce-ți dorești tu pe viitor? Să o luăm de la început. Ca student, ca solist de muzică populară, ca om, de ce nu? Sigur că da. Ca student, bineînțeles, aștept să finalizez cursurile, să termin facultatea. Și de ce nu aș vrea să fac un master, să fac ceva studii și în domeniul folclorului. Eu am școala populară de arte, mi-aș dori să fac un master pe etnografie, folclor. Și în viața personală, oricum nu mă gândesc să mă căsătoresc de acum.
Mai este vreme, trebuie să realizez și alte lucruri până atunci. Îmi doresc foarte multe lucruri, am multe planuri. Vreau să realizez un muzeu, să fac un muzeu la mine, la țară, unde o să pun tot ceea ce am colecționat, toate lucrurile valoroase, pentru că am multe lucruri, costumele și amintirile mele. Te-ai gândit pe parcurs, nu știu, poate chiar anul ăsta, de ce nu, să-ți faci și o lansare, cum se fac acum lansările de CD-uri și toate cele? Sigur că da, eu m-am gândit și la acest aspect. Am vorbit deja cu domnul director al Casei de Cultură, Amza Pelea din Băilești, și am zis eu că cel mai frumos lucru ar fi ca acest album să-l lansez printr-un spectacol la tine acasă. La mine acasă. O să fac un spectacol la Casa de Cultură din Băilești, așa cum v-am zis, și poate va fi o altă lansare la o televiziune, chiar și la dumneavoastră aici. Eu te aștept cu mare drag. Sigur, cu mare drag o să vin, mai ales pentru că, așa cum am zis, sunteți o persoană dragă mie și ori de câte ori o să am ocazia, o să vin cu mare drag în tot ceea ce dumneavoastră organizați, în ce realizați, emisiunile folclorice. Mulțumesc frumos, Alexandru Lilea, pentru că ai fost de acord să vii la noi în emisiune, să vorbim și mai ales faptul că te-ai destăinduit și ne-ai arătat munca ta, da? Satisfacțiile tale, să spunem așa, sufletești, din tot ceea ce ai făcut tu pe parcursul acestei perioade de 3 ani de zile. Te felicit pentru tot ceea ce ai făcut, pentru toate premiile, pentru cariera frumoasă pe care o ai. Să nu uiți niciodată de unde ai plecat și mai ales să nu te dai bătut. Da, așa ar trebui, pentru că altă dată m-am dat bătut, dar Dumnezeu m-a ajutat și m-a ridicat și mă ridic în continuare. Asta este viața, cu bune și cu rele. Câteodată cădem jos la pământ, dar trebuie să ne ridicăm și să mergem înainte. Doamne ajută, îți mulțumesc încă o dată. Aici punem punct emisiunii din această ediție și vă las în compania solistului de muzică populară Alexandru Ionuț Lilea. Sunt Carmina Vlad, vă doresc toate cele bune. La revedere! La vale un boboc de fată mare trecea cu pânza la râu, cu poalele prinse în brân, desculță fără papuci, cu paiaș buzele dulci, și mie mi-a căzut putroc. De mamurezai pe loc și parcă e un făcut, de atunci nu pot s-o mai uit. Nu știu ce să mă fac, Doamne, nu mai am nici somn, nici foame. Păloasă pe uliță, cu pânza pe cobiliță, mă ocolești din adins, făc un suflet să-mi aprins,
Nu pot să cosesc pe luncă, dorul tău îmi dă de furcă. Merg pe drum, parcă sunt beat, de tine s-a pornița pe mână, cu praz verde din grădină, și zai băr de băilești, cu mine să te cistești, la umbriță să mă adăști, un pui fript și turtă-nță. Tot te îndur la puicuță, să-mi dai și mie o guriță. Că sunt pui de oltenaș, ce iubește pătimaș. Din satulu am zapelea, cu pațaș buraca mierea.